În luna martie se va desfășura cea de-a patra ediție a Galei Naționale Excelenței în Asistență Socială, marcată în România cu prilejul Zilei Mondiale a Asistenței Sociale. Evenimentul va fi organizat de către Colegiul Național al Asistenților Sociali și se va desfășura pe 21 martie la Ateneul Român, gala urmând a fi prezentată de romașcana Andreea Marin. Printre cei nominalizați la titlul de excelență se numără și 7 nemțeni și o asociație umanitară din județul Nemț. Primarul municipiului Roman, Lucian Micu, îndeamnă pe romașcani să o voteze pe Sorina Monac, directorul Direcției de Asistență Socială de la Roman, nominalizată printre profesioniștii în domeniul asistenței sociale din România. O veste bună pentru Primăria Municipiului Roman și pentru Direcția de Asistență Socială. O reprezintă faptul că pentru Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, sucursala Neamț a Colegiului Național al Asistenților Sociali a desemnat profesioniștii din domeniu pentru participare și sunt mândru și onorat că pe lista nominalizaților se află și numele directorului Direcției de Asistență Socială, domnișoara Sorina Monac, care este nominalizată la premiul pentru asistentul social din domeniul protecției copilului. Premierea se va face pe baza voturilor strânse. Votul va începe de astăzi, 20 februarie, iar cei care vor obține un număr cât mai mare de voturi vor intra în etapa de jurizare, care va avea loc în intervalul 28 februarie, 13 martie. Finaliștii vor fi premiați în seara de gală, care va avea loc pe data de 21 martie la Ateneul Român. Anfitrioana evenimentului fiind tot o romașcană, e vorba de Andreea Marin. De aceea invit pe romașcani să fie uniți ca de fiecare dată și să-i dăm votul colegii noastre, pentru că eu cred că merită din plin răsplătită și ar fi o ocazie foarte frumoasă ca la acel eveniment să avem doi romașcani pe scenă, așa cum vă spuneam, Andreea Marin și colega noastră de la Direcția de Asistență Socială. Nominalizată pentru un premiu prin care urmează a fi desemnat asistentul social din domeniul asistenței sociale comunitare, directorul Direcției de Asistență Socială din Primăria Roman, Sorina Monac, declară că însă și nominalizarea sa înseamnă un premiu și o recunoaștere a celor 19 ani de muncă în acest domeniu deloc simplu. Un domeniu în care se lucrează cu oameni, în care există multă suferință, multe nevoi și e nevoie de multă pricepere și suflet pentru a putea face ceva pentru categoriile defavorizate, din păcate extrem de numeroase în cea mai săracă țară a Europei de Sud-Est. A fost o mare surpriză, eu efectiv nu am știut. Deci am primit mesaje de la cunoscuți și de la persoane care știau că au văzut comunicații de presă. Nu am știut, absolut. Așa, ce reprezintă această nominalizare pentru un asistent social cu prestigiul dumneavoastră profesional și cu această vocație profesională deosebită? Deci pentru mine reprezintă recunoașterea muncii mele timp din 19 ani în asistență socială, o muncă pe care zic eu că am făcut-o cu timp de răspundere și cu mari dăruiri și abnegații. Și zic, cred că e încununare a muncii mele și a colegilor mei. Vă așteptați să aveți și cele mai multe voturi? Deci la ora aceasta la care vorbim, exact în secunda aceasta, aveți pe țară cele mai multe voturi la categoria socială respectivă. Este vorba de 544 de voturi urmate de cineva de la Constanța care are doar 423 de voturi. Nici nu m-am așteptat, pentru mine e ziua din marți dimineață, la momentul în care am fost tot așa anunțat de cunoscut că sunt pe primul loc. Pentru mine a fost o zi plină de emoții, pozitiv, nu am mai trăit de foarte mulți ani astfel de emoții, ca să spun așa, pentru că pur și simplu eu am și spus, am și declarat, pentru mine nominalizarea a fost premiu. Deci pur și simplu că am fost nominalizată cu cineva, că considerat că munca mea este bună, probabil am și greșeli, nu pot să spun că fac muncă perfectă, dar pentru mine nominalizarea a fost un premiu. Dar șocul cel mai mare a fost ieri dimineață, când am văzut că sunt pe primul loc. Și azi tot pe primul, 544 urmată de Constanța. Da, dar nu asta m-a uimit, că pe primul loc, ci
toate mesajele care eu le-am primit, atât pe Facebook-ul personal, cât pe Facebook-ul primăriei și prin mesaje, prin telefonul meu, oameni și beneficiari și oameni cu care poate doar m-am întâlnit și doar le-am dat un sfat sau care au avut doar tangență cu mine, atât de mult susținere, eu nu m-am așteptat, eu sunt copleșită, deci vă spun. Jurnalismul este un domeniu care își are și el o recunoaștere a meritelor sale în domeniul social prin valoarea reportajelor pe care oamenii din presă le fac pentru a atrage atenția opiniei publice asupra destinelor de cele mai multe ori dramatice ale oamenilor marginalizați de sărăcie într-o societate din ce în ce mai polarizată. Premiul pentru jurnalism este adjudecat și de colega noastră Catrin Elcojocaru, corespondent pentru județul Neamț al trustului Intact Media și al posturilor Antena 1 și Antena 3, unul dintre cei mai respectați ziariști. Pentru mine a fost o surpriză, pentru că cei de la Direcția de Protecție a Copilului și Asistență Socială din județul Neamț mi-au făcut această surpriză să mă nominalizeze, având în vedere faptul că în județul Neamț există mai mulți reporteri care de-a lungul vremii au dat dovadă că se preocupă de acest domeniu social din activitatea noastră jurnalistică și probabil că nu eram eu cea mai potrivită, dar așa s-a considerat la momentul actual. Domeniul social pentru mulți dintre noi, dar în special pentru mine, pot să vă spun acum că este unul dintre preferatele mele, pentru că este domeniul în care și rolul presei al jurnalistului este unul foarte important. O știre sau un reportaj televizat sau scris, odată ajuns în atenția publicului, indubitabil creează emoție și ulterior creează efecte. Pe de altă parte, domeniul social e domeniul în care ai satisfacția de a lăsa ceva în urmă, fie că e vorba de rezolvarea unui caz pe care l-ai investigat și l-ai prezentat publicului, fie că e vorba de o schimbare de atitudine a cititorului sau a telespectatorului, care de asemenea mi se pare foarte important. Sucursala Neamța Colegiului Național al Asistenților Sociale a făcut și alte nominalizări pentru această gală națională și la alte categorii, respectiv pe Dorina Mihaela Sucioaia pentru premiul din domeniul protecției copilului. La categoria premiul pentru asistentul social din domeniul sănătate a fost desemnat Daniel Eugen Manea de la Spitalul Județean de Urgență. La categoria premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilități a fost desemnată Mariana Mancaș. La categoria pentru premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost a fost nominalizat Ovidiu Țărnă de la DAS Piatra Neamț. Nominalizarea pentru asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice și îngrijiri la domiciliu a fost nominalizată Elena Dumitru de la DAS Piatra Neamț. Social Pietricica. Asociația umanitară Codrin din Piatra Neamț a fost nominalizată pentru premiul pentru instituția anului. Votul a început luni 20 februarie, urmând ca etapa de jurizare să se realizeze în perioada 28 februarie-13 martie. Cei care doresc să-i susțină pe nemțeni o pot face accesând de pe calculator, tabletă sau telefonul mobil adresa www.gala.cnasr.ro, secțiunea Vot 2017.